Tribunalul Suceava a respins ca neîntemeiată propunerea formulată de Direcția Națională Anticorupție privind arestarea preventivă a inculpaților Sima Flaviu Emanuel, Luța Vlad Vasile, Dubei Liviu, Cârdei Maria Ecaterina, Maxim Domnica și Puha Lenuța Violeta. Decizia instanței a fost pronunțată pe baza articolului 227, aliniatul 1 din Codul de Procedură Penală. Potrivit hotărârii, tribunalul a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu față de Sima Flaviu Emanuel pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17 octombrie 2020. Inculpatul este acuzat de trafic de influență și utilizarea de informații confidențiale pentru obținerea de beneficii personale, printre alte infracțiuni în legătură cu mai multe persoane. Inculpatul trebuie să respecte anumite obligații pe durata arestului la domiciliu, inclusiv să nu părăsească domiciliul său din localitatea Milișăuți și să nu comunice cu ceilalți inculpați și martori din dosar. Poliția orașului Milișăuți a fost desemnată ca organ de supraveghere a respectării acestor obligații. Instanța a stabilit măsura arestului la domiciliu și pentru inculpatele Maxim Domnica și Puha Lenuța Violeta pe o durată de 30 de zile. Fiecare dintre acestea trebuie să respecte obligații stricte, cum ar fi interdicția de a părăsi domiciliul sau de a comunica cu anumiți martori. În aceeași hotărâre, tribunalul a dispus măsura controlului judiciar pentru inculpații Luța Vlad Vasile și Cârdei Maria Ecaterina pe o durată de 60 de zile. Aceștia sunt acuzați de trafic de influență și utilizarea de informații confidențiale pentru obținerea de foloase necuvenite. Tribunalul Suceava a avertizat inculpații că nerespectarea cu rea credință a acestor măsuri ar putea conduce la înlocuirea acestora cu măsura arestării preventive.